Alături de mine Ștefan, am văzut că te-ai distrat în seara asta, ai fost pe Vibe, ți-a plăcut tema din seara asta, an de liceu? O temă frumoasă, da, chiar nu am mai întâlnit tema asta la vreun eveniment și a fost așa nostalgic. Știi că tatăl tău are o însemnătate importantă în această temă? Da, da. Ai urmărit filmele acelea? Cum să nu? Da? Dar cred că majoritatea au crescut cu acest film. Nu la fel de mult noi, că noi suntem o generație mai nouă, dar cine e bazat pe România știe foarte bine ce a însemnat acest film pentru istoria noastră a cinematografiei. Ți-ar plăcea să joci și tu vreun astfel de rol vreodată? Știu că tu te ocupi cu teatrul, îți place, ești talentat. Mi-ar plăcea, nu știu dacă același gen de rol, pentru că nu se poate să reproduci asemenea film, dar de ce nu? Până la urmă sunt actor. Ce roluri îți place ție sau în ce gen de filme îți place să joci? Ai afinitate așa. Comedie, acțiune, dramă. Mi-ar plăcea un pic mai mult ceva mai pe acțiune sau pe dramă, pentru că comedia așa la prima mână pentru mine și mi-ar plăcea ceva mai challenging. Ai văzut în seara asta Oana Sârbu ce frumos a cântat? Parcă ne-a întors în vremurile alea. Din păcate nu am prins, am venit mai târziu pentru că am avut spectacol. Chiar am astăzi? Am venit de la spectacol aici direct, da. Ce tare! În viitor, nu știu, unde te vezi tu ajungând? Cum ai vrea să arate viața ta, să spun așa? Vreau să fiu fericit, împlinit pe plan profesional, emoțional, de toate. Nu am să spun că m-am o la o casă pe mare. Dacă se ajunge și acolo, nu zic nu, dar nu mai fac planuri. Cred că asta e important, să vină totul așa, da, de la sine. Pentru că azi ești, mâine nu mai ești și trebuie să ne bucurăm de prezent. Vreau să te felicit. Eu am mai fost la un eveniment când Andreea Marin a organizat acea gală Atypic Beauty și ai defilat împreună cu Violeta, toată lumea v-a admirat și a fost așa o premieră, ați avut un moment tare frumos. A fost un moment frumos pentru o cauză nobilă și mă bucur că am făcut parte din asemenea eveniment cu niște oameni foarte frumoși. Cum e relația ta cu Violeta? Mi se pare că sunteți la fel, nu știu, aveți o chimie chiar prin poze, se vede. Păi, suntem frați, deci da. Asta explică totul. Ne înțelegem bine, o relație normală frate-soră, e mai mică cu 7 ani, dar e foarte matură pentru vârsta ei. Dar cel mai important sfat pe care l-ai dat, că știi, fratele mai mare mai învață pe la mic. L-am dat în altă limbă, să vă-l spun pe română. Să rămână cu picioarele pe pământ. Asta e cel mai important, mai ales să... Asta e să fie însăși. Da. Știu că toată lumea te întreabă, nu aș vrea, nu știu, sau ți se pare agasant că tot timpul te întreabă lumea despre tatăl tău, adică e cumva o consecință, între ghilimele, că ești fiul lui. E normal, datorită lui a auzit publicul de mine, acum când fac numele meu, este plusul meu și munca mea. Dar mereu o să mă întrebe lumea, este și normal, e tatăl meu, voi răspunde la fel de frumos pe fiecare dată. Să știi că multă lume spune că în primul semănați comportamental, e normal, dar fizic, izbitor. Și cu mama, vă rog, da. Și cu mama. Da? Da, clar, dar știi cum e, în partea vorbă se vede mai premier. Da, chiar semănăm. Deci e clar că e tata. Mulțumesc din suflet și multă baftă în tot ce vrei să faci. Mulțumesc asemenea, o seară frumoasă. Ia uitați, Bela Santiago în seara asta a vrut să fie școlăriță. Eu sunt elevă, da? Da, sunt școlăriță, cum se zice. Tare bine stă. Mulțumesc mult, chiar îmi doresc să mă îmbrac așa, că am mai îmbrăcat de mult. Și când am auzit de la unica că trebuie să fim elev sau profesor, am zis, eu o să fie elev. Din prima? Din prima, da. Am făcut și codițe. Am văzut, super bustă. Da, am făcut codițe singură, mă închiriu un pic, dar a ieșit. Cât a durat să te pregătești? Oh, 2 ore. Ai stat ceva? Am stat ceva, da. Cum erai tu când erai la școală? Bela, când arătai așa, când erai școlăriță, cum erai tu? Sunt borbăreață. Da? Sunt borbăreață. Și mereu îmi pune profesoara mea să scrie numele în clasă, ca cine ea vorbește foarte mult. Și a pus pe mine pentru că eu sunt prima. Da, da.
mi-a plăcut, pentru că toți colegii mei, când facea gălăgie, eu scriu numele și aruncă bani la mine. Și... da, a fost foarte bun. Foarte bine, uite, în seara asta te-am văzut și alături de Nicu, ați venit, voi mereu mergeți împreună, tare dragem sunteți. Da, noi mergem împreună pentru că am zis lui soțul meu că nu pot să merg, nu vreau să merg la evenimentele singură pentru că mi-e rușine. Și el e un, pentru mine e un, puterea mea, cum să zic. Îți dă încredere, așa? Mi-e da încredere, da. Ce îți place cel mai și cel mai mult la el? El îmi place foarte mult pentru că mă suport, cum să zici? Mă suport. Că te suportă, da. Da, și mă încurajează tot timpul cu ce vreau eu să fac și mereu e lângă mine, în spatele meu și... Na. Mereu îmi zice că sunt frumoasă și... A, ce drăguț! Da. Păi ce, Bela, ești greu de suportat? Nu! Păi vezi? Nu sunt greu de suportat, doar că... Nu știu, n-am încredere în mine 100% și de aia am nevoie de el mereu lângă mine. Ce drăguț! Mulțumesc mult, încă o dată ești foarte frumoasă! Mulțumesc și eu! Și eu și tu la fel! Mulțumesc mult și distracție plăcută în continuare! Mulțumesc la fel! Mihai Mitoșeru, care în seara aceasta a fost prezentatorul evenimentului, o treabă excelentă, ca de obicei. Îți mulțumesc frumos. Practic i-am prezentat pe oamenii ăștia și acum 20 de ani și acum unii n-au mai fost, unii au mai fost și mă uitam la cei care n-au mai fost și ce bucurie pentru ei, pentru că melodiilor încă se ascultă în cluburi, la distracții, la petreceri și încă mai prind și prind foarte bine. Eu zic că ar trebui să se reapuce de treabă unii. Cum a fost să revezi trupele care cândva erau pe val și acum au revenit și uite că sunt iarăși pe val, deși generațiile s-au schimbat? O bucurie pentru mine. Așa s-a întâmplat și la sala polivalentă când am prezentat Snap, Technotronic și alte trupe pe care le iubeam când eram mic. Dar pe ei chiar i-am prezentat de la început și am spus la un moment dat pe scenă că Badie în Sol, când au venit la emisiunea mea prima oară cu 20 de ani, aveau doar o piesă și eu le-am cerut să cânte două și au zis avem o piesă jumate. Și au cântat o piesă de două ori. Și așa a fost. Așa a fost. Da, da, da. Și niște oameni senzaționali. Tema petrecerii din această seară este an de liceu, profesor sau elev, după ținuta ta, sigur ești domn profesor, dar ce materie predați dacă... Elev Chiulangiu, cam și față. Am greșit. Mă ajută fața. În liceu chiuleam sau jucam fotbal în curtea școlii sau jucam șeptică în spatele școlii. A, ți-a plăcut mai mult viața decât școala, să zicem așa? Nu, că învățam așa, învățam 3-4 zile și îmi luam notele, da. Și mama se ducea pe la școală, era drăguță, se ducea pe la școală. Cam împrăznicuț? Bă, și vrea să mă bată că nu învățam, mama mă fugărea cu umerașul, nu știam dacă să fug sau să râd. Și de obicei fugeam, că mă durea totuși să... da. Care o amintire, dacă ai tu o amintire din liceu pe care nu o să o uiți niciodată, ceva ce ai făcut și trebuie să o povestești tuturor dacă ne întreabă cineva? La literatură universală n-am fost un trimestru deloc, la nicio oră, m-a lăsat corigent și după niște ani eram student la actorie, eram în Israel și m-am întâlnit cu profesorul de literatură universală care era în Israel și mi-a zis ce bine ți-am făcut că te-ai lăsat corigent, că uite ce bine ai ajuns, da. Nu cred. Ba da. Dar știi că în liceul se spune că e perioada marilor iubiri, Mihai Mitoșeru era un cuceritor sau... se lăsa mai greu? Cum pe era? Vremea mea, când nu erai tu născută, de-abia ne pupam în liceu. Erau altfel de mult. Atunci m-am pupat prima oară, era altfel pe vremea, era cu dansam bluzuri, cu melodii, cu alea, nu era ca cu haibă, în sensul că să ne luăm din prima, să ne... Na, nu. Nu. Nu, atunci eram altfel. Da, mi-aduc aminte de primul sărut, cred că se cheamă, da, în liceu. Da, a fost frumos. Și eram undeva la parcul de lângă liceu, era decembrie, era zăpadă, eram într-un training, mă udasem tot și nu simțeam nimic decât bucurie și fericire. Da. E bine că ți-amintești, înseamnă că a fost special. A fost special, da, da. Mi-a plăcut că a venit și Oana Sârbu astăzi și mi-aduc aminte și de ani de liceu, de filmul la care am stat la coadă ca să-mi iau bilet. Da, eu cu Oana Sârbu am copilărit în culisele Teatrului Tănase, amândoi eram copii de actori și stăteam acolo, da, și ne-am revăzut după atâția ani. Am văzut și a cântat, toată lumea o filma, a fost un moment cu emoții, multe emoții.
Da, bine, toți au fost, și LA, și Alex Velea, și NND, nu mai spun de NND, Body and Soul, toți care au fost pe scenă au fost minunat, Sweet Kiss, de asemenea. Da, eu vreau să revin la tema de această seară. Dacă ai fi profesor, cineva ți-a dat oportunitatea să mergi să predai... Te-aș corigentul. Nu, aceasta era întrebarea, nu mai lăsa să termin. Ce materie ai fi predat? Ce ți-ar fi plăcut să le predai elevilor? Sport! 1, 2, 3, 4, așa era pe vremea mea, făceai de alea. Deci făceai niște prostii de alea. Habar n-am, nu știu. Eu totuși am fost la umani, eram cu româna, cu astea, da. Nu cred că sunt bun de profesor. Nu? N-ai răbdare? Nu, sunt bun de elev. Am înțeles. Bine, acum nu mai pot să... Acum mai măstrici darul, știi, cum mai prezinți evenimentele, parcă nu mai merge. Acu e tardiv, le-am făcut pe toate, nu prea mai am cum să mă duc la școală, că le-am făcut pe toate, da. Dar mi-aduc aminte cu plăcere și cu nostalgie de anii aia. Au fost cei frumoși ani? Păi din liceu. Nu școala generală, nu facultate, anii de liceu. Școala generală eram prea mic, încă nu știam despre ce e vorba. În facultate am învățat prea mult, stăteam 16 ore la actorie și repetam. Și anii de liceu au fost cei mai frumoși. Mă bucur să aud asta. Distracție plăcută în această seară și felicitări pentru prezentarea și momentul tău foarte frumos. Îți mulțumesc frumos, tu ai terminat liceul? Am terminat facultatea chiar. Facultatea? Da. Păi, mamă, atunci asta.